Bună ziua! Din nou, așa cum știți, astăzi vom discuta despre cum să vă promovați afacerea pe social media. Și înainte să mergem aplicat cu exemplu, pe Facebook și pe LinkedIn, înainte dați-mi voie să vă fac o prezentare generală despre, îi zicem, social media marketing la componenta aceasta. Și aș vrea, în primul rând, probabil că vă sunt multe lucruri cunoscute, dar e bine să îmbunătățim aceste cunoștințe, chiar prin repetiție. Aș vrea întâi să ne uităm peste această roată a internetului. Practic, pe baza unor studii, ne arată ce se întâmpla într-un minut pe internet în 2021. Și putem să vedem faptul că pe Facebook, de exemplu, a fost 1.400.000 de scrolluri, peste 21 de mesaje SMS trimise, peste 500 de ore de conținut încărcat pe YouTube, peste 400.000 de aplicații descărcate de pe cele două magazine principale, Google Play și App Store de la Apple. Aproape 700.000 de story-uri puse pe Instagram, 200.000 de oameni au pus un tweet, 2 milioane de swipe-uri pe Tinder, aproape 200 de milioane de mail-uri trimise, 2 milioane de vizualizări pe Twitch, în fine, nu mă pun să citesc tot, dar vreau să vă atrag atenția doar asupra unei cifre. 1,6 milioane de dolari au fost cheltuiți online, ceea ce ne arată cumva și importanța financiară a prezenței pe social media și pe online. De asemenea, vreau să vă arăt această statistică realizată de cei de la Hootsuite pe luna ianuarie a acestui an, un overview o vedere de ansamblu asupra folosirii internetului. Sunt aproape 5 miliarde de oameni care folosesc internet, ceea ce înseamnă aproximativ 62,5% din populația globului. Vedem o creștere față de anul trecut. Bineînțeles, mereu au fost creșteri asupra numărului de utilizatori de la un an la altul. Acești utilizatori petrec în medie în jur de 7 ore pe zi pe internet și dintre aceștia aproximativ 92% accesează internetul de pe dispozitive mobile, de pe telefoane, tablete sau smartwatch-uri, de exemplu. Acest lucru, de asemenea, ne arată gradul de penetrare al internetului în viețile noastre. Bineînțeles, bulele în care trăim noi folosesc internetul foarte mult, dar vedem că și la nivel global procentele sunt și cifrele sunt destul de mari. Și, de asemenea, vă atrag atenția asupra procentului mare de utilizatori care folosesc internetul de pe dispozitive mobile, ceea ce ne arată faptul că trebuie să avem în considerare faptul că tot ce gândim pentru ca profile pe online și campanii pe online trebuie să fie adaptat pentru dispozitivele mobile. Acum, de regulă, cam toate platformele fac acest lucru pentru voi din punct de vedere tehnic, dar tot nu strică să faceți o verificare înainte să faceți public ceva, pentru a vedea cum arată pe un dispozitiv mobil. Foarte pe scurt, ce este social media marketing? Practic, folosirea platformelor de social media pentru promovarea unui produs sau serviciu și vă ajută foarte mult să vă conectați cu publicul vostru țintă. Și de asemenea oferă foarte multe beneficii, cum ar fi crește vizibilitatea brandului vostru. Bineînțeles, acum la nivel de startup nu discutăm încă de un brand, dar trebuie să porniți de undeva și să vă construiți până la urmă un brand al vostru. Și de asemenea implicarea clienților sau cum îi spune în literatura de specialitate în engleză, customer engagement, de care sunt sigur că ați auzit. De ce să folosiți social media marketing? Pentru că potențialii voștri clienți sunt pe social media, ați văzut cifrele utilizatorilor de internet. Vă ajută să vă creșteți, după cum vă spuneam, brandul.
Există mai multe canale de social media care au o serie întreagă de audiențe. O anumită tipologie de public găsiți pe Facebook, alta pe Instagram, alta pe TikTok, alta pe LinkedIn. Și atunci voi va trebui să vă gândiți care este audiența voastră pentru afacerea pe care o dezvoltați și în funcție de asta să vă gândiți o strategie de marketing online pe una sau mai multe dintre aceste platforme. Bineînțeles că ideal este să aveți mai multe platforme de social media folosite. Din punct de vedere al costului, este o metodă eficientă de a face marketing, mult mai ieftin să faci acest lucru decât să plătești o reclamă la televiziune, la radio sau chiar publicitate stradală. Prezența pe social media e dovedită că ajută la creșterea loialității asupra unui brand, pentru că există acea conectare cu publicul. De asemenea, îți permite să afli informații de la clienți. Sunt o serie de tactici care pot fi folosite de a adresa întrebări, de a face diverse concursuri prin care ceri informații de la clienți și aceștia de multe ori pe social media ți le oferă și poți să colectezi aceste informații ca să îți gândești campaniile viitoare. Îți permite de asemenea să operezi în afara limitelor geografice. Acum, din nou, depinde de tipul de startup pe care îl aveți. La unii poate se aplică, la alții probabil că nu se va aplica. Și, în fine, bineînțeles, competiția voastră se află deja pe social media în mare măsură. Discutăm de două tipuri principale de social media marketing, marketingul organic și cel plătit. Diferența, cel organic este marketingul care se generează în funcție de cei care vă urmăresc și rețeaua, practic, care există pe, în jurul unui profil sau unei pagini ale voastre. Iar marketingul plătit, așa cum îi zice numele, e pe baza unei plăți pe care voi o faceți către proprietarul platformei de social media, cum ar fi campanii plătite pe Facebook sau pe Instagram sau pe YouTube, reclamele pe care le vedeți pe video pe YouTube, și YouTube este considerat rețea socială, apropo. Pe marketingul organic, costurile sunt mult mai mici pentru că nu plătesc, adică plătesc în teorie pe cineva care să-mi facă informațiile, postările, pentru grafică eventual și, bineînțeles, costurile de timp. Dar e mai bine pentru o strategie pe termen lung, dar aici presupune să avem mult mai multe postări și un plan, o planificare a graficului de postări pe care o să-l avem. Poate să ducă la un trafic mai bun pe site-ul pe care îl aveți sau urmează să îl faceți, în fine, și ajută pentru vizibilitatea brandului. Marketingul plătit e mult mai bine direcționat, mai ales o veți vedea pe Facebook, pot foarte ușor să direcționez către cine aș vrea să ajungă mesajul meu, creând o anumită persona pentru care concep un anumit mesaj. E folosit de obicei când avem o strategie pe termen scurt, de exemplu, am nevoie să ocup un număr de locuri la un eveniment sau am o lichidare de stoc sau am niște promoții pe care vreau să le afișez și atunci pot să folosesc marketingul plătit pe termen scurt. Duce la trafic instant pe site, adică apar reclame, încă sunt mulți care apasă pe reclame și practic vă generează trafic pe site-ul vostru și duce la mai mulți potențial clienți și conversii. Conversii înseamnă, poate să însemne mai multe lucruri, poate să însemne în primul rând numărul celor care ajung din care vizualizează o anumită informație pe care voi o postați pe social media și ajung pe site, adică dau click și ajung pe site. Mai departe, putem spune că numărul de conversii face referire la numărul de persoane care devin clienți efectivi dintre toți cei care vă accesează site-ul. Deci de aia mă refer că sunt mai multe terminologii. E foarte important să reușiți să provocați conținut generat de utilizatori, user-generated content,
Practic, e acel conținut pe care cei care vă urmăresc pe social media îl distribuie mai departe. Faptul că vă dau share-uri, faptul că lasă comentarii, fie cu text, fie cu imagini, este conținut generat de utilizator și, practic, vă ajută în social media marketing pentru că nu faceți voi totul singur. Adică aveți cumva o rețea de urmăritori care fac o parte din munca aceasta pentru voi. E bine să vă folosiți de ea. Spunea Seth Godin, are o carte despre trib și zicea că e foarte bine să te folosești în momentul în care ai o afacere de tribul celor care te urmăresc. Adică dacă tot ai fani pentru un anumit produs, pentru o anumită afacere, de ce să nu te folosești, mă rog, între ghilimele, folosești de aceștia pentru a-ți promova mai departe produsele sau serviciile. Acest conținut generat de utilizatori încurajează mai mult engagement. Întotdeauna dacă văd că am un prieten care dă share la sau comentează la postarea unei anumite companii, voi fi mai inclinat să mă uit la acea postare decât dacă o fac, dacă postează compania. Adică cumva îmi dă o încredere suplimentară dacă cineva în care am încredere promovează un anumit produs sau serviciu. Mai mult începe această, nu știu, un dialog, adică văd că cineva comentează despre un produs și atunci mă bag și eu în seamă să mă dau cu părerea. Atunci se generează un efectul de bulgăre care crește engagement-ul cu o anumită postare. De asemenea, construiește încrederea brandului și îmbunătățește experiența utilizatorilor. Ne place să fim implicați și atunci faptul că putem să facem acest lucru prin conținut generat de noi ne îmbunătățește experiența. Customer engagement-ul ajută, cum ziceam, la interacțiunea cu audiența, ne crește satisfacția, ne ajută de asemenea la retenția clienților existenți, pentru că dacă avem deja o masă de clienți, e bine să-i provocăm prin customer engagement să cumva să ne rămână fideli. Adică îi băgăm în seamă, punând întrebări, cerând sugestii, cerând recomandări și oamenii se simt băgați în seamă și atunci crește șansa să rămână clienții noștri. De asemenea, pe lângă cei existenți, mai pot să generez noi potențial clienți și noi potențiale conversii și crește imaginea brandului. Vă spuneam că e bine să aveți, să analizați mai multe platforme de social media și să decideți în funcție de publicul vostru țintă pentru startup-ul pe care îl aveți, care se potrivesc, dar sunt câteva informații generale pe care ar trebui să le știți în funcție pentru cum să vă realizați un profil pe social media, indiferent de platforma folosită. Bineînțeles, e important să aveți o imagine de background și de profil. Și aici e recomandat să folosiți imagini și GIF-uri și video profesionale. De regulă se recomandă folosirea de culori puternice, imagini îndrăznețe, fețe, ochi. Sunt tipuri de imagini care e dovedit că atrag atenția. Adică ne dorim că atunci când punem o imagine și cineva o vede să-i atragem atenția, pentru că toți algoritmii majorităților de rețele sociale verifică cât timp stăm pe o anumită postare. Adică dacă eu văd o poză și stau mai mult pe ea, algoritmul de inteligență artificială din spate va ști să-mi arate mai des postări de la respectiva pagină care mi-a arătat acea poză, pentru că presupune că îmi place ce văd sau, mă rog, vreau să văd acea poză. Și atunci sunt tipuri de imagini care sunt dovedite că ne atrag atenția mai mult. Dacă aveți poze originale, sunt foarte bune de să fie folosite, dar, din nou, încercați adică să fie de o calitate bună. Ne place originalitatea, deci decât poze plătite sau luate de altundeva, mai bine pozele voastre. Nu întotdeauna avem talent la a face fotografii și atunci putem folosi și poze care nu sunt făcute de noi. Găsiți foarte multe imagini gratuite pe site-uri de genul Pixabay, Pexels, Unsplash. Aveți aici mai multe astfel de site-uri.
Headline-ul e de asemenea important, e practic un scurt rezumat sub imaginea de profil pe platformele de social media, în care voi spuneți audienței ce puteți face pentru ei. Și aici ar trebui să folosiți cuvinte cheie, să folosiți hashtag-uri, să folosiți locația, bineînțeles dacă se pretează. Și ideea este, dacă alegeți să faceți mai, să folosiți mai multe platforme de rețele sociale, să încercați să folosiți același profil pe toate platformele. La ce mă refer? Să fie cumva aceeași grafică, același tip de informații, dar bineînțeles adaptat ca postări. Pe Instagram nu o să mă pun să postez texte foarte lungi, o să folosesc foarte multe hashtag-uri, folosesc imagini. Pe YouTube iară am un video și am o descriere. Pe Twitter am un număr limitat de caractere pe care să îl postez și așa mai departe. Fiecare platformă are specificul ei. Dar ideea e că dacă cineva întâlnește compania mea, startup-ul meu pe mai multe platforme, să vadă că e de fapt același lucru și există o anumită, cum să-i spun, conexiune și similitudine între aceste profile. Și așa cum vă spuneam, foarte mulți din utilizatori, ați văzut, 92% folosesc internet de pe dispozitive mobile internetul, 80% din cei care folosesc Google-ul și Facebook-ul o fac de pe telefonul mobil. Deci țineți cont de acest lucru. Ce fel de postări să faceți? În primul rând, când facem postări de tip text, ideea principală trebuie să apară în primele 3-4 cuvinte, ceea ce înseamnă 0,4 secunde timp mediu de a citi cele 3-4 cuvinte, pentru că e dovedit că după aia atenția scade tot mai mult cu cât trece timpul și atunci ar trebui să se regăsească ideea principală în primele 3-4 cuvinte sau cât mai repede oricum. Textul ar trebui să fie concentrat pe client sau pe potențialul client, arătând că înțelegem care este o anumită problemă, arătând că putem ajuta. Adică voi trebuie, cu ce scrieți despre startup-urile voastre, să mă convingeți pe mine, client sau potențial client, că voi puteți să-mi rezolvați o problemă, că voi îmi puteți veni în ajutor. Adică de ce să vă urmăresc și de ce să devin clientul vostru, trebuie să-mi arătați cum faceți acest lucru. Puteți pune o serie de tipuri de conținut, cum ar fi e-book-uri, PDF-uri, white papers, checklist-uri. Ideea e să vă gândiți ce tip de postări se pot face și de multe ori suntem în pană de idei, dar putem să găsim informații existente care au legătură cu, bineînțeles, cu startup-ul vostru. La început e mai complicat, mai ales dacă nu sunteți specialiști în marketing online, dacă nu aveți o firmă care să vă facă asta sau un prieten, veți face voi acest lucru și chiar dacă nu faceți voi, tot trebuie să știți câteva informații ca să știți ce să cereți de la cei care lucrează pentru voi pe zona asta. De asemenea, se folosesc foarte multe postări de tip discounturi și cupoane, probabil că ați văzut și voi acest tip de postări. Se pun linkuri. Atenție, algoritmii Facebook, cel puțin de ceva timp, de vreun an de zile, nu mai, adică dacă puneți un link în postare, scade șansa să fie văzut de cei care vă urmăresc și poate ați văzut că se practică de ceva timp, se pune un text sau imagine, sau text cu imagine, iar linkul se pune ca prim comentariu la respectiva postare. Orice postare faceți ar trebui să se încheie cu o chemare la acțiune clară. Ce înseamnă chemare la acțiune? Soliciți o adresă de mail, cer cuiva să dea un telefon, să se înscrie, să cumpere, să dea click pe un buton, să dea click pe un link care să trimită către site. Postările care se fac pentru engagement sunt cele prin care, de fapt, ne dorim să generăm comentarii și distribuiri de la cei care ne urmăresc și ajută la creșterea vizibilității. Ar trebui să invităm persoanele care ne-au dat follow sau like la pagină, profil, să aibă anumite reacții, comentarii, de exemplu, să solicităm comentarii, să punem întrebări, cum ați face voi ceva, să întrebăm audiența cum folosesc produsele noastre, să dea sfaturi, să spună idei, să ne prezinte hack-uri, adică scurtător sau nu știu ce se mai poate face cu un anumit produs,
Să oferim concursuri, probabil că ați văzut acest lucru. Sunt foarte multe, în special la business-uri care oferă servicii, restaurante, saloane de cosmetică, dar chiar și la produse am văzut acest lucru. Fac concursuri și pentru participare la concurs trebuie să lași un comentariu, să dai tag cuiva, să dai share. Ei, aceste lucruri țin de tipologia de postări pentru engagement. Rugați fanii voștri să distribuie la prieteni și colegi ca să ajungeți prin marketing organic la cât mai multe persoane. Găsiți, identificați subiecte despre care să scrieți. Vă ziceam că nu e ușor să găsești ce să scrii, pentru că trebuie să fii cât mai prezent pe social media. Dar puteți găsi care sunt evenimentele trending în ultima vreme. Filme, sport, animale. Bineînțeles, trebuie să găsiți cum are acest lucru legătură cu business-ul vostru. Adică nu vă puneți pur și simplu comentați despre ultimul meci de tenis al Simonei Halep dacă nu are nicio legătură cu business-ul vostru. Dar între toate aceste categorii de informații poate găsiți ceva ce ați putea să folosiți ca să legați cumva de business-ul vostru. Puteți de asemenea să căutați sugestii de la Google Search, adică să vedeți pe Google Search care sunt cele mai căutate lucruri de oameni în România, se poate face acest lucru și să scrieți despre respectivele. Puteți să adresați întrebări și să dați voi răspunsuri. Puteți să faceți postări în care prezentați echipa la lucru, fie distrându-se, fie undeva în natură, fie la restaurant, nu doar la lucru, ci și în timpul liber, ca să arătați că există o echipă unită care e împreună. Și toate acestea ar trebui să se întâmple cam de 5-7 ori pe zi. E mult, foarte mult chiar, mai ales dacă nu te pricepi și dacă ești la început. Dar cam asta e recomandarea care ar trebui să fie ca nivel de postări. O altă recomandare importantă este folosirea hashtag-urilor. Oamenilor le place să caute și să apese pe hashtags, adică văd un anumit hashtag, apăs pe el și mi-arată toate postările publice sau din rețeaua mea de conexiuni care au o postare cu hashtag-ul respectiv. Atunci puteți să folosiți cuvintele voastre cheie ca hashtags la finalul postării sau să scrieți postările incluzând hashtag-urile în text. Adică fac o postare despre, nu știu, am o lansez o cofetărie și voi avea cele mai bune eclere din oraș și pun hashtag la ecler, de exemplu, în cadrul propoziției. Nu pun la final cuvântul ecler încă o dată. Puteți să găsiți care sunt cele mai folosite și căutate hashtag-uri pe, vă dau aici trei site-uri, displaypurposes.com este un site gratuit, hashtag-ify.me și writetag.com sunt contracost cu sumele pe care le vedeți pe an. Când să faceți postările e iară foarte important și aici ideal este să vedeți ce se potrivește cel mai bine la tipicul business-ului vostru. Cei care încă nu aveți site, va fi mai greu să faceți acest lucru, dar după ce vă puneți pe picioare site-ul, veți putea să aflați aceste informații. În Google Analytics pentru site puteți să vedeți un raport de utilizatori în funcție de momentul din zi. Axa verticală, așa cum se vede în imagine, arată ora și cu cât e mai închisă această culoare de albastru, cu atât mai mult trafic există. Pe exemplul pe care îl avem aici, cele mai multe vizite sunt luni între 9 dimineața și prânz. Deci, pentru a avea un engagement cât mai bun, ar trebui să postăm lunea la ora 9. Altă variantă prin care să identificăm când putem să postăm, tot în Google Analytics, în zona de audience, avem un buton de overview, de unde pot să-mi configurez calendarul pe săptămâna de lucru, de luni până vineri, fără sărbători majore înainte sau după. Adică în momentul în care cer o analiză statistică, exclud acele zile în care lumea nu prea nu intră pe site-uri de business, să zicem, da? Pe site-uri de companii. În graficul care există se poate selecta hourly ca să vedeți traficul pe oră. Aici din recomandare este să nu folosiți date generale și să căutați care sunt datele pentru compania voastră. Ei bine, nu
După cum ziceam, dacă sunteți la început, nu o să prea aveți de unde să scoateți aceste date și atunci va trebui să folosiți date generale. De regulă, postările pe social media se fac fie dimineața de vreme, când înainte să meargă lumea la lucru, când mulți se trezesc și primul lucru când se trezesc iau Facebook, Instagram și încep să scrolluie, sau la cafea, în fine, sau în mijlocul de transport public în drum spre lucru. Sau puteți să postați seara când lumea din nou pleacă de la lucru și ajunge acasă și începe să butoneze. Deci cam acestea sunt momentele zilei în care, care sunt acele, aceste date generale menționate pe acest slide, până identificați care sunt datele corecte pentru startup-ul vostru. E foarte important să creați URL-uri unice pentru landing page-uri, adică landing page este acea pagină dedicată de pe site-ul meu către care vreau să trimit utilizatorii în momentul în care ei intră pe profilul meu de social media, să văd o postare de-a mea pe social media. Scopul social media nu e doar de a crește o comunitate de urmăritori, este și să conving acei urmăritori să facă o conversie și să îi trimit pe site-ul meu de unde pot să cumpere ceva. Și atunci creez aceste landing page-uri dedicate. Pot să fac landing page-uri cu denumirile de URL-uri pe care le vedeți aici, pentru Facebook, Twitter, LinkedIn, e un exemplu. Acest lucru vă va permite să personalizați fiecare pagină și ofertă pentru platforma socială aleasă. Aceste landing page-uri, după cum vă ziceam, ne ajută pentru a putea converti vizitatorii în clienți. Toate aceste landing page-uri ar trebui să aibă butoane de chemare la acțiune, de call to action, în partea de sus, laterală și jos. Adaugă în coș, cumpără, înscrie-te, rezervă, abonează-te. Acestea sunt tipurile de texte de chemare la acțiune, câteva dintre ele. Trebuie să vă construiți o rețea, după cum v-am zis, un trib de urmăritori, pentru că sunteți la început, și profilele voastre se vor măsura prin conexiunile pe care le aveți. Și aici trebuie să găsim un echilibru între cantitate și calitate. Calitatea putem să o dobândim prin a găsi persoane relevante, a engage-ui cu postările lor, să-i contactăm, să trimitem cereri de conectare. Bineînțeles, pe platformele mai private, de gen Facebook, Instagram, probabil că nu o să ne putem conecta cu foarte multe persoane pe care nu le cunoaștem, dar pe LinkedIn putem să facem acest lucru. Interacționăm cu aceste persoane relevante pentru a construi conexiuni. Deci, discut de persoane care sunt relevante pentru domeniul meu de activitate, pentru, în vederea unor parteneriate sau promovări. Pot să caut care sunt persoanele din comunități relevante, să văd pe cine. Adică cum fac acest lucru, mă uit pe cine urmăresc cei mai buni din domeniu și urmăresc și eu. Am de învățat de la aceste persoane sau, după cum vă ziceam, pot să gândesc o eventuală colaborare, parteneriat pentru viitor. Foarte important în zona de social media este și remarketingul. Când oamenii vizitează pagina de social media, pot să le arăt reclame în acea zonă și pentru asta se folosesc remarketing tags sau pixels în LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest. Pixels, probabil că știți că este o denumire care se folosește și în domeniul de imagini, ține de calitatea unei anumite imagini, dar e folosit și în această zonă de remarketing. O să vă explic imediat cum funcționează. Și ar fi bine să aveți astfel de remarketing tags de pe fiecare site social și pe site-ul vostru. Deci cum funcționează? Eu pun un pixel pe un astfel de pixel de Facebook pe site-ul tău, care e de fapt un cod, deci câteva linii de cod, o să vedem imediat. Ioana vizitează site-ul meu, Facebook o identifică pe Ioana ca utilizatorul cu numărul cutare, iar atunci când Ioana va intra pe Facebook, Facebook îi va arăta reclama mea. Pentru că va ști că ea a intrat pe site-ul meu, deci are un anumit interes despre site-ul meu. Iar pentru că ea știe despre site-ul meu, îi va sări în ochi și reclama. S-a dovedit că aceste reclame de remarketing au o rată de conversie și de click mai mare. Cum ar trebui folosit în minimal social media marketing? Ar trebui să avem o strategie și o planificare a
ce postăm, după care urmează efectiv crearea conținutului, publicarea lui la după ce am terminat de creat, implicarea audienței, iar apoi pe baza raportării și a zonei de analytics pe care o oferă majoritatea platformelor de social media, ar trebui să repornesc ciclul, adică să analizez ce e bine, ce trebuie îmbunătățit și să adaptez zona de strategie și planificare și practic e un ciclu, după cum am zis. Conținutul de pe social media îmi crește traficul pe site, îmi crește implicarea audienței, mă ajută să creez conținut inovativ, mă ajută să atrag audiența potrivită și oferă o acoperire largă pentru audiență. Vă spuneam de social media analytics. Aceste informații statistice și de raportare mă ajută să am o viziune mai bună asupra audienței, înțeleg mai bine cum funcționează audiența, mă ajută să iau decizii mai bune, mă ajută să-mi planific strategia și îmi crește return of investment-ul. Și există tipuri de analytics pentru aproape fiecare platformă socială. Vedeți aici denumirile lor pentru Facebook, YouTube și mai câteva. O să trec în revistă principalele platforme sociale cu câteva informații despre ele, urmând după aia să mergem în practic să vedem cum funcționează sau ce să facem cu Facebook și cu LinkedIn. Facebook, câteva cifre, peste 2 miliarde de utilizatori activi pe lună, peste 65 de milioane de companii care folosesc Facebook Pages, peste 6 milioane de advertiser care promovează în mod activ pe Facebook și care fac reclame. Ad-targeting-ul pe Facebook îi țintește pe fanii paginii mele, deci cei care i-au dat like și follow. Și îi țintește de asemenea prin e-mail, pot să încarc pe Facebook lista mea de mail-uri și pot să arăt practic reclame celor care au cont de Facebook. Țintește de asemenea prin lookalikes, pentru că Facebook se va uita la demografica vizitatorilor și la lista de mail-uri pe care am încărcat-o și îmi va găsi o serie de persoane similare către care să targeteze reclamele. Remarketing-ul în Facebook, după cum am zis, targetează vizitatorii de pe site, adaugă un pixel de, în momentul în care adaugi un pixel de Facebook pe site-ul tău, 18 linii de cod, am zis, o bucată de cod, sursă, cod de programare, iar acest lucru va raporta către Facebook cine vizitează site-ul. După care pot să arăt reclame țintite celor care au vizitat site-ul. Bineînțeles, reversul medaliei, practic, dau informații către Facebook despre cei care intră pe site-ul meu. Voi decideți dacă e ok sau nu acest lucru. Eu vreau doar să vă spun că există această posibilitate. Atunci când fac o reclamă plătită, o campanie plătită de ad pe Facebook, pot să configurez în funcție de cost per impression sau vizualizări sau cost per click, adică în funcție de cât dau click. Pot să-mi setez un buget zilnic sau lunar, pot să pun o dată de început sau de sfârșit, pot să fac reclame doar în anumite zile ale săptămânii, doar în anumite ore din zi și în fine sunt foarte multe alte filtre pe care mi le permite Facebook, iar această unealtă se folosește la fel și pe Instagram, pe Facebook Messenger și nu știu dacă au dat drumul și la WhatsApp sau urmează. Dar cred parcă au dat drumul sau trebuie să dea drumul și la ad targeting pe WhatsApp. Poți de asemenea să targetez în funcție de, vedeți aici foarte multe lucruri. Adică în momentul în care eu îmi fac un profil de Facebook și dau toate aceste informații, loc de muncă, tip de locuință, familie, relații, sporturi, outdoors, călătorii, toate aceste lucruri merg într-o imensă bază de date a Facebook și atunci când cineva face o reclamă, dacă mă identifică pe mine într-una din categoriile solicitate de cel care face o campanie plătită, mă va targeta și pe mine cu reclama respectivă. Altă platformă, din parte din compania Meta, care e, deci Facebook, compania Facebook acum se denumește, de anul trecut se denumește Meta, cumpăraseră și Instagram de ceva timp, e din aceeași familie ca și WhatsApp-ul de altfel, are peste 1 miliard de utilizatori activi, aici putem distribui conținut în general sub formă de poze, povești,
story-uri, adică și videouri, live sau reel-uri, reels pentru public. Poți să creezi de asemenea un profil de business și să interacționezi cu audiența și în momentul în care am peste 10.000 de followers, primesc acces și la Instagram shop tags și pot vinde prin Instagram. Poate ați văzut că pe anumite pagini de Instagram sau, mă rog, profile a unor celebrități, când dai click pe poză, îți arată niște shop tags, niște, adică link să merg să iau, să cumpăr un anumit produs. Ei bine, ai acces la acest lucru când depășești 10.000 de followers. Instagram TV e planul celor de la Meta să bată YouTube-ul, YouTube care e deținut de Google, doar pentru mobil, gândit să aibă videouri native care apar doar în Insta. Videourile sunt în format vertical din punct de vedere tehnic pentru dispozitivele mobile și folosește același motor de reclame ca Facebook-ul. Altă platformă este Twitter-ul, o platformă de microblogging pentru știri, divertisment, sport și politică în special. Are și acesta peste 335 de milioane de utilizatori activi pe lună. E o platformă foarte bună ca să distribui știri de ultimă oră și informații de asemenea cu către audiența voastră. Probabil ați auzit că recent, adică sunt foarte multe discuții recent despre Twitter pentru că Elon Musk a făcut o ofertă să achiziționeze Twitter cu totul. E interesant de văzut încotro se va duce. Cine e în general pe Twitter? Majoritatea persoanelor din managementul de top al marilor companii, experți de top din foarte multe domenii, guverne, politicieni, instituții care au conturi pe Twitter și postează, universități și cercetători, e foarte popular în lumea aceasta de științifică, agențiile de știri și jurnaliștii și probabil că știți că pe baza postărilor de pe Twitter, pornite de la știri și jurnaliști, au fost generate foarte multe revolte în primăvara arabă, în nordul Africii și în Orientul Mijlociu. Deci aceste multe revolte au fost generate și de postările de pe Twitter ale utilizatorilor, bineînțeles, dar și cu sprijinul agențiilor de știri și a jurnaliștilor. De asemenea, echipele de marketing din marile organizații sunt prezente pe Twitter, persoane din domeniul HR-ului și celebritățile care sunt peste tot, bineînțeles. Altă platformă, Pinterest, o platformă social media unde oamenii merg ca să găsească idei noi, poate ați folosit, peste 250 de milioane de utilizatori activi pe lună, o platformă potrivită pentru a crește engagement-ul. Îi rog pe colegii mei să pună pe mut, se aude cineva și mă bruiază puțin. E o platformă care e populară în special printre doamne, pentru zona de shopping și pentru proiecte de tip do-it-yourself. Și de asemenea e folosită pentru vândut produse în stilul business to consumer. LinkedIn, peste 615 milioane de utilizatori, LinkedIn care a fost cumpărat acum câțiva ani de Microsoft. Pentru majoritatea este o bază de date de CV-uri pentru recrutori, dar Microsoft are în plan să dezvolte această platformă ca una socială profesională pentru business. Din acești foarte mulți utilizatori, doar în jur de 3 milioane sunt foarte active, adică au profile actualizate și postează în mod curent. Snapchat, nu o să insist asupra lui, mai ales că nu mai e la fel de popular. E o aplicație de social media pentru distribuit poze și videouri scurte. E mult mai interesant să vă gândiți la variantă pentru TikTok, adică să faceți videouri scurte care pot să fie de impact și să vă crească urmăritorii. Și în fine, ultima platformă menționată, YouTube, așa cum v-am zis, considerat și YouTube-ul o platformă de social media. E o platformă de video sharing, are peste 2 miliarde de utilizatori activi lunar. Și cum puteți să vă promovați voi startup-ul pe YouTube? Puteți să creați un canal de YouTube ca să promovați brandul și compania.
puteți să engage-uiți audiența prin a distribui videouri utile despre produsele voastre, serviciile voastre, interviuri și așa mai departe. Și puteți folosi și reclame, adică să vă promovați prin reclame pe YouTube. Se folosește cost per view, $6 pentru un view, iar dacă reclama este sărită, nu ești taxat. Adică dacă am un calup de reclame, poate ați văzut pe YouTube, după ce am vreo una sau două în funcție de tipul de video la care mă uit și după aia pot să dau skip și următoarele nu le mai văd. Ei bine, dacă reclama mea e printre următoarele, nu voi fi taxat. Și cu asta am terminat prezentarea generală. Am încercat să mă duc cât de repede am putut. Știu că a fost multe informații, o să vă încarc și această prezentare pe campus, pe platformă. Înainte de a-i da cuvântul lui Vali să vă prezinte mai în detaliu despre Facebook și cum să vă faceți acolo o pagină, dacă sunt întrebări legate de cele prezentate până acum, vă rog. Eu aș avea o întrebare legată de LinkedIn. Te rog. Profilul afacerii mele este una de servicii de petrecere timp liber, care s-ar potrivi foarte bine pentru team building-uri de companii. Uh-huh. Care ar fi strategia cea mai bună de a avea activitate pe LinkedIn astfel încât să atrag privirea, să zic așa, a top managerilor și HR-ilor, cum mai zis, acolo cei uh-huh. care utilizează foarte mult LinkedIn-ul și atunci mă gândesc că profilul ăsta de oameni aș putea să-i abordez prin LinkedIn. Deci și despre LinkedIn o să prezint la final. Două lucruri zic. Cel mai important, și o să insist cumva pe asta, o să vă zic și despre paginile de LinkedIn, dar cel mai important este să aveți un profil cât mai bine făcut pe LinkedIn. Pentru că tu, în primul rând, tu, pe LinkedIn, când interacționezi cu cineva, o să interacționezi ca persoană, ca, cum să zic, startup owner, ca antreprenor. Atunci, strategia ar trebui să fie să îți crești rețeaua cât mai bine, având un profil foarte bine făcut, o să vă arăt cum, și să targetezi, adică să te conectezi cu persoane din HR, către care, pe care după aia să le abordezi și să direcționezi, adică să încerci sau să stabilești o întâlnire sau să-i trimiți spre profilul de pagina de LinkedIn a companiei. Cumva, pentru ce zici tu, s-ar preta o combinație de, nu doar LinkedIn, adică LinkedIn îl folosești ca să targetezi persoane cu un anumit job, dar ar trebui să ai și un YouTube ca să ai niște videouri, un Facebook sau Instagram pentru a prezenta poze cu activitățile pe care le faci, locațiile în care faci activități, poze de la, sau videouri de la evenimente anterioare. Na, cumva în genul ăsta. Ok, nu știu dacă te-am lămurit cât de cât. Eu un început. Ok, bine. Mulțumesc, Mădălin, pentru întrebare. Mai sunt întrebări? Dacă nu mai sunt alte întrebări, atunci îl rog pe colegul meu, Valentin Niță, să preia și să vă arate câte ceva despre Facebook. Eu o să revin la final să vă mai zic despre LinkedIn. Ok, salut! Bun, hai să... În principiu, eu o să încerc să intru puțin prin Facebook, ca să vedem ce avem pe acolo la dispoziție. Acum, ca să știu așa cum stăm, câți dintre voi au mai folosit pagini de Facebook? Cred că toți. Cred că toți. Bun. Câți dintre voi au folosit reclame plătite pe Facebook? Aici e altă mână sau că nu-mi dau seama? Tot a mea. Tot a ta. Bun. Deci, ați mai folosit reclame plătite pe Facebook? Da. Ok. Și cum a fost? Da, am folosit.
Deci Mădălin spunea și David. Cum vi s-a părut că a funcționat? Mie destul de ok. Ok, deci hai să zicem David prima oară. Destul de ok însemnând că, nu știu, pentru o sumă X, nu trebuie să fie exact, ai obținut cam câte lead-uri sau câți cumpărători sau ceva de genul ăsta. Eu nu am folosit-o pentru, adică nu am folosit încă reclamele de Facebook pentru lead-uri sau conversie pe partea de sales, am folosit-o pentru a crește like-urile paginii, efectiv. Ok. Dar și... s-a materializat foarte ok, adică am avut o conversie bună pentru o sumă chiar mică. Deci, să zicem, pentru un like, cam cât a trebuit să plătești? Nu știu, cât să zic acum, am calculat din asta cu 0,008 cent, să zic. Ideea e că, da și nu, e important să păstrezi calculele astea puțin, să le ai în vedere, pentru că, în principiu, cu cât îți optimizezi tu mai bine reclama, cu cât pui poze mai interesante, filmulețe mai interesante, texte mai interesante, o să vezi că s-ar putea să obții rezultate mult mai ieftine. Deci, cumva, algoritmul de la Facebook te va promova și în funcție de calitatea conținutului pe care l-ai tu acolo. Și atunci, mai ales dacă ești la început, e important să vezi așa cum evoluezi în timp. Bine, pe de altă parte, s-ar putea ca și algoritmul în sine la un moment dat să devină ceva mai scump, cu cât sunt mai mulți oameni care plătesc reclame și mai mulți oameni care vor în același timp să fie băgați în față, iar prețul s-ar putea să crească, dar tot, cel puțin pe termen scurt, e important să păstrezi, să ai în vedere costul per like, costuri per lead, lead însemnând că s-a dat datele de contact, costul per conversie, dacă chiar cumpără ceva de la tine, sunt lucruri pe care ar trebui cred, să le ai în vedere. Mădălin? Eu am promovat treasure hunt-uri, activități de treasure hunt-uri care nu sunt nici cele mai populare în România și nici nu e obișnuit publicul cu ele, dar per total, cu tot cu concursuri, evenimente, postări directe, rata de vânzare a fost cumva la un leu investit, cam patru s-au întors. Dar okay, asta mare, în mare, cu multe reclame care nu vindeau neapărat în mod direct, mai erau concursuri promovate, mai erau tot felul de lucruri de a-i obișnui pe oameni cu ce înseamnă tematica de eveniment de genul ăsta. Am înțeles. Raluca, am văzut că ai ridicat și tu mâna, vrei să spui ceva? Da, și eu am avut o promovare. A fost o promovare de 3 zile, chiar la început când am creat pagina de Facebook. A costat 25 de lei și mi s-au întors 3 clienți să cumpere pachet complet de nuntă, care un pachet complet de nuntă se ajungea undeva la 800 de lei ca vânzare, din care mie îmi rămâneau undeva la 450-500 de lei. Aici nu trebuie să ne legăm neapărat de profitul tău, dar cel puțin din, în cazul tău, din prețul produsului, marketingul a fost pe Facebook doar 1%. Exact. Și în principiu nu prea o să găsiți asta pe Google, în mod cert nu o să găsiți asta dacă faceți reclame la TV. Decât dacă, nu știu, cine știe ce produs faceți reclamă, care poate oricum nu avea nevoie în mod deosebit de reclama aia TV. Și așa cum v-a spus și Vlad înainte, puteți targeta foarte bine exact oamenii care ar trebui să fie interesați de produsul vostru. Bine, asta puteți să faceți în tot ceea ce înseamnă marketing online și Google și YouTube și Facebook. Ca idee, deși nu vorbim și aici în mod deosebit despre asta, să știți că YouTube-ul s-ar putea să fie mai ieftin, în principiu e mai ieftin decât Facebook, doar că vă trebuie conținut ceva mai complex decât pe Facebook. Ăsta ar fi dezavantajul YouTube-ului, însă dacă aveți timp să creați puțin conținut mai dedicat pentru YouTube și acolo puteți să mergeți și o să obțineți rezultate destul de optime din punct de vedere al costurilor, plus că ați văzut
că la YouTube nu plătiți pentru dacă cineva nu se uită la reclama voastră. Dacă doar la Facebook, în principiu, și faptul că ți-o pune în față, o să-ți ia ceva costuri și pentru chestia asta. Bun, hai să intrăm puțin pe... Vreau tot. Ok. Bun. Aici ar trebui să vedeți pagina mea, browserul meu, cu diverse pagini. Așa e, aia vedem. Perfect. Mersi. Ok. Acum, pentru a crea o pagină nouă, în principiu trebuie să aveți un cont de Facebook. Aici o să bănuiesc că toți aveți un cont de Facebook și nu o să încep de la zero cum să-ți creezi un cont de Facebook, dar dacă cineva are nevoie de ajutor în direcția asta, puteți să-mi scrieți și o să vă ajut, așa că o să sărim peste partea asta de creare cont Facebook. Dacă intrați pe contul vostru de Facebook, în meniul din stânga, vedeți odată diverse pagini pe care le administrați și în același timp vedeți aici butonul ăsta pagini, de unde puteți crea o nouă pagină, create new page, ar trebui să-i dați un nume, ce tip de afacerie, sport, printing, 3D, modeling, văd că nu găsesc asta, dar să zicem printing, că e la nivelul general. Graphic designer, screen printing și tot așa. Hai să vedem, printing. Page. De accesibile tuturor vici proiecte. Ce ar trebui să mai adăugăm aici? Asta ar fi partea de început. Și de asemenea, apoi aici trebuie să vă setați diverse lucruri despre pagina voastră, inclusiv o secundă, next. Ok, o poză de profil. Asta înseamnă poza asta de aici. O poză cover photo. Asta înseamnă poza de aici pe care o vedeți. Să văd ce poză de profil. Ok, o să folosesc niște poze oarecum aleatoare. Bun, și în principiu vedeți că pozele ar trebui să aibă un anumit format. În principiu, dacă nu respectați formatul respectiv, Facebook-ul vă ajută puțin în sensul că puteți să... Ok, și astea ar fi primii pași pe care îi faceți cu odată ce ați creat pagina, dar apoi mai e nevoie de tot felul de detalii pe care nu strică să le puneți. Odată locul unde vă desfășurați activitatea, site-ul de unde poate să intre să vadă mai multe lucruri, un număr de telefon de contact, o adresă de e-mail, ore de lucru. Ok, câteva
o să vedem puțin. Hai să punem aici un număr de telefon. Ar trebui să aibă suficiente cifre. Și o să vedem imediat de ce ar fi cât de cât important numărul ăsta de telefon. Și avem numărul de telefon. De asemenea, putem să punem și un site web www.c3e22.ro. Am încercat să pun niște informații care nu există, sper că nu există site-ul ăsta. De asemenea, pot să am un buton aici care îl ajută pe client atunci când intră pe pagină să obțină ceva. În funcție de ceea ce vă interesează pe voi, butonul poate să fie, nu știu, începe o comandă, asta dacă, spre exemplu, vrei să vinzi mâncare și nu ești pe Glovo sau undeva și, în principiu, poți să pui link către site-ul tău aici. Poți să pui un număr de telefon ca să te contacteze, să scrie pe Messenger, să-ți dea follow sau, eventual, dacă oferiți diverse servicii, să prezerve un anumit interval oral și tot așa. Hai să dăm call now. Și acum avem butonul call now, care iar apărea cuiva care o să intre aici. Create username. Și în principiu avem și acest username. Bun. Și asta ar fi pagina pe care o avem aici. Câți dintre voi, adică cei care și-au făcut pagina, așa și-au făcut-o sau au folosit altă metodă? David? Cred că tot așa nu mai știu exact, că am făcut-o mai mult. De ce? Nu arăt chiar la întâmplare lucrurile, o să vedem imediat. Și acum, odată ce am creat pagina, în principiu putem să facem prima postare și începem, putem să facem chiar și prima reclamă, să încercăm să facem prima reclamă. Ok. Create post. Și putem să selectăm opțiunea asta, bot post, ceea ce înseamnă că putem să începem procesul ca această postare să fie promovată. Ok. Și în principiu, când începem să facem o promovare plătită, putem să selectăm care sunt oamenii pe care îi targetăm. Dăm aici Edit și de aici putem vedea bărbați, femei, vârstă, zona în care vrem să targetăm. Spre exemplu, dacă oferim servicii doar în Timișoara, atunci probabil ne interesează ca reclama să apară doar celor care se conectează din zona Timișoarei pe Facebook și mai mult sau mai puțin periferia Timișoarei în funcție de ce credeți că vă interesează pe voi. Și apoi putem și targeta persoane cu un anumit interes, așa cum spunea și Vlad. David, tu parcă aveai servicii de evenimente. Evenimente.
Bun. Ce preferințe crezi că au persoanele care sunt interesate de evenimentele tale? Legate de muzică sau de ce? Da, dar nu numai de muzică. Uite, spre exemplu, tu ziceai că ești o persoană interesată de evenimente, dar na, nu înseamnă că ăsta este singurul tău interes. Poate dacă stai și studiezi puțin să vezi cam ce fac în timpul lor liber persoanele care merg la evenimente, s-ar putea să găsești ceva interese mai comune. Da? Putem pune natură, natură, de exemplu, evenimente natură. Ok, natură. Muzică, ce muzică crezi că ar fi, de ce muzică crezi că ar fi interesat persoanele tale? Muzica house, cu cineva. House music. Ok. Hai să zicem, ce crezi că ar citi sau ceva de genul ăsta? Ar putea avea interese de citit sau nu? Nu. Nu se leagă cu mine. Nu se aplică, nu prea se leagă. Nu se leagă. Bun, atunci ce crezi că se leagă? Studenți? Dacă sunt studenți, exact. Dacă sunt studenți atleți? Nu. Nu? Nu crezi că studenții merg la petreceri? Ba da, doar că studenții atleți nu cred că beau la evenimente. Și atunci okay. Zic, studenții atleți nu cred că consumă alcool. Cel puțin nu atât de des pe cât consumă studenții în general. Și atunci okay. Doar categoria studenții fi nepotrivită. Bun, studenți și am văzut ceva cu international. Da, studenții pe asta. Student Exchange Program. Student. Că de obicei, asta este unul din motivele pentru care vor să plimbe. Ok. International student și tot așa. Deci, în principiu, poți să targetezi persoanele și în funcție de interesele lor și în momentul de față, audiența ta, audiența voastră ar avea undeva spre 200.000 de persoane posibil interesate de reclama ta, ținând cont de modul în care i-ați targetat. Ca vârstă. Bun, acum ținem cont că vorbim de evenimente. Cred că am greșit puțin cu vârsta. Ce vârstă ar trebui să fie aici? Până în 35, să punem. 18-35. 18-35. Reclama acum crezi că ar trebui targetat atât bărbați cât și femei sau doar unul din ei? Clar, amândouă. Amândouă. Ce poate fi interesant pentru tine, poate chiar să testezi uneori, să faci aceeași reclamă odată cu aceeași sumă targetată către bărbat și odată către femei, să vezi unde ai interesul mai mare, pentru că la un moment dat s-ar putea să nu mai ai, nu știu, foarte mulți bani de reclamă și dacă vrei să eficientizezi și mai mult reclama, poate atunci targetezi mai direct persoanele unde crezi că o să ai succes mai mare, pentru că chiar dacă tu targetezi, să zicem, doar femei, puțin probabil să vină doar femeile, o să vină un grup, o să-și mai aducă niște prieteni. Același lucru e valabil și dacă targetezi doar bărbați. Deci astea sunt lucruri pe care nu strică să le testezi la început, mai ales la început. Și aici vorbim de, poți să testezi chestia asta cu sume mici. 25 de lei pentru unii, 25 de lei pentru alta. Pentru aceeași postare poți să ai mai multe reclame care sunt desfășurate în același timp cu parametri diferiți. Deci nu ar fi asta nicio problemă, dar hai să lăsăm așa, cum ai spus, pentru toate ambele sexe. Și vezi că audiența deja a scăzut la vreo 80.000 de persoane. E pe față. Poftim? Din greșeală era, l-am pus pe. Da, da, mi-am dat seama.
Ok. În același timp, poți să pui cam pentru ce durată vrei să fie reclama. Aici iar voiam să vă arăt ceva. Facebook-ul vă recomandă în principiu acești 7 zile. Cum vi se pare 7 zile pentru o reclamă pe Facebook? Cred că depinde de tipul afacerii, de produs sau serviciu promovat. Da, e posibil să ai nevoie. E posibil să ai nevoie, poți să faci reclamă non-stop pentru afacerea ta. Dar relativ la o postare singulară, ținând cont de modul în care funcționează lumea asta social media în zilele de astăzi, eu cel puțin din reclamele pe care le-am mai rulat până acum, o să obțin beneficii, costuri mult mai mici dacă în loc să rulez o reclamă pe 7 zile, o postare 7 zile, dacă fac 2 postări diferite. Una cu același scop, da? Una pentru 4 zile, una pentru 3 zile. Da? Și pentru aceea sumă alocată în totalul celor 7 zile, în principiu o să obțineți rezultate mai bune. Asta și datorită modului în care funcționează Facebook-ul în ziua de astăzi. Algoritmul din spate încearcă să promoveze lucrurile la care oamenii răspund mai bine și de obicei oamenii răspund mai bine când informația este foarte nouă, când postarea este foarte nouă. Și atunci, în principiu, după zilele 3-4, o să scadă interesul oamenilor și, prin urmare, o să scadă și eficiența promovării de către algoritmul Facebook. Un dezavantaj la a rula 2 reclame, una de 3 și una de 4 zile față de una singură de 7 zile, care ar fi? Trebuie creat conținut nou, cineva să gândească conținutul să-l execute. Exact, ăsta este dezavantajul și teoretic și acolo poți să ai niște costuri dacă ai o persoană, nu știu, dacă apelezi la o firmă sau ceva de genul ăsta, dar iar dacă sunteți la început și nu aveți bani pentru absolut orice, vă recomand mai degrabă să încercați să vă creați voi conținutul original, așa cum zicea și Vlad. Să creați un test mai mult sau mai puțin interesant. O să vă arăt un utilitar care poate să vă ajute să creați texte mai interesante decât ce am pus eu aici test. Așa, și s-ar putea să nu fie chiar atât de complicat să faceți 2 reclame în 7 zile decât 2 postări în 7 zile decât una singură, mai ales că iar Facebook-ul o să vă promoveze mult mai bine dacă sunteți din ce în ce mai activi pe Facebook. Bun, și el, dacă ia ce să-mi zice. Ok, el din potrivă îmi spune că reclamele care au cel puțin 4 zile au rezultate mai bune. Repet, personal am avut rezultate mai bune cu promovări scurte și mai multe decât o promovare lungă. Cel puțin asta este din experiență, nu neapărat ce recomandă Facebook aici. Și de asemenea, poți să setezi care este suma pe care o pui la dispoziție. Această sumă, în principiu, îți aduc în jur de 3.000-4.000 de vizualizări pe zi. Deci undeva la peste 10.000 de vizualizări pe 3 zile și, bine, faptul că cineva vede reclama ta nu înseamnă că este să oprești asupra aici. Pur și simplu îți apare când ai tu scroll, dar nu înseamnă că ți-a apărut, că ți s-a părut interesantă și te-ai oprit asupra ei. Dacă te oprești asupra ei, înseamnă acest post engagement și iar obții un post engagement undeva între 300 și aproape 1000 pentru 100 de lei, ceea ce nu e neapărat rău. De aici trebuie să selectez metoda de plată și ok.
un secund, unde vrei să fie plasată reclama. În principiu, poți să-ți plasezi reclama atât pe Facebook, cât și pe Messenger, cât și pe Instagram, dar pentru asta trebuie să ai și un cont de Instagram asociat paginii tale. În cazul de față, o pagină nouă nu are niciun cont de Instagram. Și apoi putem să dăm boost post. O să dureze câteva ore uneori până este aprobată de algoritmii de la Facebook, dar apoi, în principiu, o să ruleze și o să vedeți tot ceea ce se întâmplă. Bun, și asta ar fi varianta cea mai simplă, cea mai îndemână, cea mai rapidă, prin care putem să avem prima reclamă pe Facebook. Însă, există o mică problemă la metoda pe care v-am prezentat-o eu aici, și anume faptul că eu am creat această pagină folosind userul meu principal. Eu am creat această postare folosind userul meu principal, Valentin Adrian Niță. Ce se întâmplă dacă la un moment dat, spre exemplu, poza pe care o folosesc aici nu este originală, spre exemplu, Facebook-ului i se pare că am copiat textul de aici sau am un link către un site care lui i se pare obscur, s-ar putea să vă blocheze contul complet. Da. De asta, în principiu, vă recomand să aveți creat, pe lângă contul vostru personal, un cont de business. Și poate să fie unul, poate să fie două, poate să fie 10 și să postați folosind acele conturi. Și bine, nu s-au resetat setările. Și atunci, pentru partea asta de cont business, în principiu trebuie să fiți logați pe Facebook și să intrați la această adresă. business.facebook.com/overview. Asta era ceva ce vreau neapărat să vă arăt. Stai să pun link-ul și pe... chat. Deci, în principiu, la acest link intrați și vă creați, pe lângă contul personal, și un cont de business. Repet, este un cont de business, nu o pagină a afacerii. Da? Și... nu știu, cont... și adresa de e-mail, o să o las tot pe asta, submit. Ok, ce se întâmplă acum? Păi, în principiu, dacă Facebook-ului îi se pare că ceva nu este în regulă cu reclama mea, o să-mi blocheze contul, dar să-mi blocheze acest cont pe care îl folosesc acum pentru reclamă. Și în continuare eu pot să creez un alt cont și să mă apuc din nou să creez reclame. Bine, probabil dacă fac chestia asta de foarte multe ori și în realitate chiar reclamele mele nu sunt chiar conform politicilor Facebook, s-ar putea să-mi închidă tot. Dar ca idee, ăsta este un lucru la care vă recomand să fiți atenți, să vă creați acest cont de business și să vă postați reclamele folosind contul de business, nu contul personal, așa cum urmam să fac eu aici. Bun, asta ar fi partea de reclame efective, iar câteva lucruri pe care trebuie să le aveți în vedere. Aici v-a spus și Vlad înainte. Atunci când faceți o reclamă pe Facebook, fie vă interesează două lucruri. Fie să obțineți lead-uri, să obțineți contact, date de contact sau chiar să vindeți produse atunci când faceți reclama respectivă, și asta se numește call to action, fie doar să faceți raised awareness. Da? Nu trebuie neapărat toate postările voastre să aibă neapărat un call to action. Cineva de aici spunea că are servicii de printare 3D.
Da? Și atunci o postare poate să fie doar faptul că aveți disponibil nu știu ce nouă imprimantă, cu nu știu ce noi caracteristici, sau puteți printa cu un material foarte nou, foarte interesant, fără sau, nu știu, faptul că ați printat voluntar pentru o școală un anumit produs. Faptul că, nu știu, în pandemie foarte multe centre din astea de imprimări 3D au realizat voluntar acele măști pe care le puneai pe față, ca un shield, nu știu, cu o ramă sus și un plastic care ajuta să nu vină precipitațiile pe tine atunci când vorbea persoana din față cu tine. Da? Deci astea sunt două lucruri pe care trebuie să le aveți în vedere. Un site interesant pentru voi din punctul meu de vedere, mai ales dacă sunteți la început și mai ales dacă pregătirea voastră este mai tehnică, să spun așa, nu neapărat mai artistică, este acest site copy.ai. În principiu, pe copy.ai este, vă pune la dispoziție algoritm de inteligență artificială care vă creează texte pe care să le puneți la postările voastre pe care le faceți pe Facebook. Da? Și în principiu aici eu am pregătit dinainte un anumit exemplu și în principiu în acest exemplu am ales din template opțiunea de a crea o postare pe social media prin care lansăm un produs. Puteți selecta limbi, mai multe limbi în care să funcționeze algoritmul vostru. Deci, în principiu, de aici automat puteți crea atât în română cât și în alte limbi. Și, în principiu, în caz de față, aici este template-ul și am introdus eu manual care e produsul, cui se adresează, ce beneficii ar avea, și restul era automat. De asemenea, am ales stilul pe care îl folosește algoritmul atunci când creează textul. Și pentru cei aventuroși, că na, m-am gândit că fiind o mașină electrică nu sunt foarte mulți doritori din cauza că e mai greu cu stațiile de încărcare, astea sunt texte pe care le-a creat el automat. Suntem încântați să anunțăm cel mai nou produs al nostru, Dacia Spring 2, un motor cu poluare zero și o autonomie de 350 de km. Șoferii pot în sfârșit să ajungă acolo unde au nevoie, fără a se îngrijora de prețul benzinei sau de întreținerea vehiculului. Așteptăm cu nerăbdare să vedem ce veți face cu această nouă inovație. Știm că va fi grozav. Ia să mai vedem. Noua Dacia Spring 2 este o mașină fără o poluare, cu economii și o autonomie de 350 km. Suntem mândri să vă prezentăm noua Dacia Spring 2, o mașină care va schimba modul în care vă gândiți la condus. Da? Și toate textele pe care le vedeți voi aici sunt create automat de AI-ul din spatele acestei platforme. Are o variantă free, unde în principiu ai la dispoziție parcă 30 de credite, deci poți să folosești platforma gratuit de 30 de ori și apoi e varianta plătită. Hai să schimbăm puțin stilul. Friendly. Ok. Limbaj prietenos. Bună șoferi! Suntem încântați să vă anunțăm că Dacia Spring 2 este aici și gata de plecare. Știm că ați așteptat ocazia de vor ca la volanul acestei nou mașini, toate avantajele sare, iar această zi a sosit în sfârșit. Suntem mândri să anunțăm lansarea noului nostru produs, Dacia Spring 2. Această mașină este concepută pentru dumneavoastră, șoferul are poluare zero și vă va economisi bani. Bine, ăsta nu pare un text care se leagă chiar atât de bine. Hei, șoferi, viitorul este aici. Vă prezentăm Dacia Spring 2, cea mai ecologică, cea mai rentabilă și cea mai mare autonomie de pe piață.
poluare zero și o autonomie de 350 de km, puteți economisi bani și mediul înconjurător în același timp. Na, uneori vedeți că nu se leagă chiar atât de bine, dar puteți să mai completați voi unde vi se pare așa că e mai natural. Aici bănuiesc că putem economisi bani și proteja mediul înconjurător. Și tot așa. Și dacă intrăm aici, avem template-uri pentru diverse acțiuni pe care am putea să dorim să le promovăm. Concurs sau giveaway, start new project. Care este audiența, care este premiul, informații despre cum să-l obții. Bun, hai ca să încercăm partea asta de evenimente. David, mă mai ajuți o dată? Da. Ce audiență, pentru ce audiență ai vrea să faci, să zicem, acest concurs de giveaway? Ca și vârsta? Poftim? Nu vârstă, că aici, în principiu, trebuie să spui studenți, nu știu, corporatiști, ceva de genul ăsta. Studenți, de că e un giveaway, toată lumea din complex o să se îngrămădească pentru un giveaway. Deci, studenți. Ce premiu ai vrea să fie? Două bilete la eveniment. Două bilete la seara... Smiley? Okay. Nu? Altul? Că e doar două bilete VIP la doamne mini. Ok, două bilete VIP atunci. Să vedem cine dă el. Cum le obții? Like și dislike la postare, două persoane în comment pe Instagram și... Like și? Sau hai like și share, să fie mai simplu. Like și share. Ok, română, tonul? Aventuros. Prietenos ai spus? Aventuros. Aventuros. Ok, oferim două bilete VIP la evenimentul. Da, deci, până la urmă, îți recomandă să pui numele evenimentului. Tot ce trebuie să faci este să dai like și să distribui această postare. Câștigătorul va fi anunțat în ziua, la ora, așa că fiți pe fază. Deci, pur și simplu, el se gândește și la informații pe care noi nici măcar nu le-am pus aici. N-am zis nimic de zi, de oră. Hei, studenți, știți ce mai bun decât să mergi la un concert? Să mergi la un concert cu cele tale cele mai bune. Oferim două bilete VIP la pe data... Vom alege câștigătorii la întâmplare și îi vom contacta prin DM și ar trebui să fie asta. Mult noroc! Bine, direct message. Ah, ok. Bună ziua, știu cum spui mereu, aș vrea să merg la concertul ăla, dar nu am bani. Ei bine, astăzi e ziua ta norocoasă, oferim două bilete VIP la Pento Parci 4 și să faci stai live și să distribui această postare. Ok. Deci, în principiu, cu un click am textul pentru câte postări, dacă vreau, pentru același lucru. 1, 2, 3, 4, 5. 5 postări pot să fac, mai pot să folosesc aceeași poză, eventual. Și atunci pot să fac destul de ușor acum, în loc de o postare în 7 zile, 2 postări în 7 zile pentru același lucru. Bine, trebuie să aveți grijă puțin să fie corelate informațiile pe care le puneți pe aici. Ca rezultat, cum vi se pare? Chiar bun, interesant. Ok, deci copy.ai, v-am spus, îți dă vreo 30 de credite, deci vreo 30 de ori poți să faci chestia asta gratuit. Și apoi, na, nu e chiar... ieftin, dar din punctul meu de vedere nici foarte scump, ținând cont că te scapă de multă bătaie de cap.
Și dacă căutați servicii ca cineva să vă facă, nu știu, o persoană postările acestea, cred că pentru 5-10 postări o să vă ceară 1000-1500 de lei pe lună și, bine, fără banii pe care trebuie să-i pui și la Facebook ca să faci efectiv promovarea respectivă. Bun, acum, încă un reminder, de fiecare dată când vreți efectiv ca oamenii să vă cumpere produsul, să vă cumpere serviciu, nu uitați call to action. Nu există promovare eficientă fără un call to action. Call to action înseamnă să efectiv să obțineți anumite date de la persoanele interesate. Și cred că mai e timp de un exemplu aici. Leave. Ad center. Vreau să văd dacă găsesc o reclamă care m-a interesat pe mine. Nu știu dacă este de pe contul acesta. Voiam să văd o reclamă mai veche, ca să dau pe exemplu. Nu, înseamnă că, din păcate, nu le-am făcut de pe acest cont și ăla e alt cont. Ideea e că pentru ce am folosit eu destul de mult reclame Facebook, ar fi pentru a promova, v-am spus eu că ajutam cluburi de scrimă să se promoveze, pentru a promova cluburi de scrimă. Și, în principiu, sunt cluburi care mă ascultă, cluburi care nu mă ascultă. Nu neapărat le rulez eu reclamele, ci uneori le spun ce să facă. Și o postare
în care pur și simplu se promovau lecții de scrimă și la final aveai și un buton în care efectiv te înscriai și te programai pentru o sesiune gratuită și acolo trebuia să pui nume, prenume, vârstă, sex și să alegi intervalul orar în care vrei să vii. Cam aceea sumă, în jur de 1500 de lei. Și alt club care a făcut postări similare, dar doar anunța că luni, marți, miercuri, de la ora X, poți să vii, rezultatele au fost complet diferite. În principiu, clubul care efectiv a avut o formă prin care obținea lead-uri de la persoanele interesate de scrimă, cu 1500 de lei a avut vreo 100 de persoane care au intrat în sala de scrimă. Și din asta, la final, au rămas vreo 30 recurent. Bine, aici mă refer la copii. Celălalt club care a consumat 1500 de lei pentru reclame pe Facebook a avut vizualizări, nu știu câte, zeci de mii, chiar sute de mii probabil, de banii ăștia. Ghiciți câte persoane a dus în sala de scrimă. Mult mai puține, clar. Crede că 3. Da? Deci crede. Pentru că el nu are cum să verifice ulterior dacă persoana care i-a venit la 3 zile după ce a făcut reclama, bine, poate să verifice dacă îl întreabă când vine unde ai aflat de mine. Dar în mod deosebit și să fie așa sigur de faptul că a mers reclama ta, nu prea poți să faci dacă tu n-ai colectat efectiv ceva date de contact de la persoanele interesate. Pentru că la final Facebook o să-ți arate 70.000 de vizualizări. Dar 70.000 de vizualizări, să știți că nu înseamnă nimic. Dacă nu știi cât din acele 70.000 de vizualizări s-au transformat în niște potențial clienți, măcar. Nici nu neapărat în clienți. Da? Și aici aveți grijă, de fiecare dată când postați ceva și vă interesează efectiv să obțineți lead-uri, nu puneți doar că, uite, oferim produsul X, încercați să puneți și un link către un formular de contact unde să vedeți dacă reușiți să-i convingeți să vă dea datele lor. Acum, cum vi se pare chestia asta? Voi intrați de obicei pe acele formulare, dacă le găsiți și vă dați datele de contact? Depinde dacă căutăm acel produs. Dacă căutăm acel produs sau serviciu, da. Ok, dar să zicem că intrați pe reclama respectivă, pe link-ul respectiv și poate chiar cât de cât sunteți interesați. Dar întotdeauna vă dați neapărat mail-ul? Dacă vi se cere acolo? Nu. Nu prea. Nu prea. Pentru că după aceea mi-i vă dați de mail-uri. Ok. Deci știți chestia asta, că după aceea puteți fi vă dați de mail-uri. Dar totuși, uneori vă dați mail-ul și telefonul. Ce vă convinge? Repet, vorbim în și situația în care vă dați mail-ul și în situația în care nu vă dați mail-ul. E vorba de faptul că ați dat click și ați ajuns la acel formular. Dar pentru că erați interesați cât de cât de produsul respectiv și acum ce v-ar putea convinge să vă dați mail-ul sau nu? O promoție, un avantaj. O... Ok. Deci, e important să încercați să cereți date de la oameni, dar în același timp trebuie să oferiți ceva în schimb. Da? Deci, nu prea merge fără să oferiți ceva. Poate fi un joculeț, sub formă unui joculeț. Nu știu ce... Poate să-și verifice IQ, poate să-și verifice nu știu ce. Acum zic și eu ce îmi trece prin cap. Sau, eventual, o promoție, o ceva. Același lucru, repet, la exemplu cluburile de scrimă, ambele cluburi de scrimă ofereau ceva. Ofereau o primă lecție gratuită, dar unul cerea date de contact în schimbul acelei lecții gratuite, altul nu.
Și diferența a fost dintre 100 de persoane care pe aceea sumă de bani, da, folosită pentru reclamă, cam același text, cam aceleași poze, nimic special din punctul ăsta de vedere, că le-am văzut reclamele. Dar diferența a fost că un club a cerut date de contact în schimbul acelei oportunități, o lecție de scrimă gratuită, celălalt, da? Și pur și simplu, în principiu, celălalt club posibil să fi cheltuit acei 1500 de lei cât de cât eficient. Dacă i-au venit 3 persoane, da, cât de cât poate să fie ok. Dar în comparație cu celălalt club, nu se compară. Și sunt date reale, ceea ce vă spun eu acum. E de pe alt cont, se pare că nu pot să vă arăt, dar efectiv au fost peste 100 ceva de persoane care au răspuns pozitiv printr-o conversie că au intrat în sala de screen. Și la final, din acele 100 de persoane, vreo 30 au rămas și recurent, care au venit lună de lună pentru o perioadă destul de lungă de timp ulterior. Bun, asta e partea de Facebook pe care voiam să vă prezint eu. Întrebări, dacă aveți voi pe aici. Ca o recapitulare, nu uitați, pe lângă contul personal, să creați și un cont de business și acela să-l folosiți pentru promovări. Și dacă chiar vreți să vindeți ceva, cereți date de contact. Da? Doar așa puteți testa ulterior dacă persoanele erau efectiv interesate de produsul vostru și, de asemenea, odată ce aveți un mail, un ceva, puteți să faceți push-up, să încercați să vindeți puțin mai agresiv produsele voastre, mai ales că persoana care v-a dat datele de contact foarte probabil era interesat de produsul vostru. Și trei, ar trebui totuși să existe și postări care vă cresc branding-ul, vă cresc awareness-ul, unde scopul nu este neapărat să vindeți, ci doar ca lumea să afle de voi. Prin chestia asta, lumea, dacă vă dă like, iar câștigați că vă crește pagina și tot așa. Astea sunt lucruri pe care trebuie să le aveți în vedere la început, din punctul meu de vedere. Bun, cam atât, cred. Vlad, tu mai aveai de prezentat, nu? Da, mulțumesc, Vali. Mai am partea de LinkedIn, să vi-o arăt. O să încerc să mă încadrez în 15-20 de minute, să vă arăt doar esențialul. Întâi m-ar interesa câți dintre voi aveți cont pe LinkedIn. O mână ridicată sau scris în chat sau ceva, ca să mă prind. 1, 2, 3... Puțin. Foarte puțin. Ok. Bun, hai să vedem ce și cu LinkedIn-ul. Deci, legat de LinkedIn, totdeauna când începeți să vă gândiți la LinkedIn, ar trebui să vă gândiți care e superputerea voastră. Și cum mă refer legat de startup-ul pe care îl aveți și să vă asigurați că această superputere se regăsește și poate fi identificată din cele scrise pe profilul vostru de LinkedIn. Vă spuneam că pentru LinkedIn nu e suficient doar să aveți o pagină, mai ales că discutăm de startup-uri, adică nu o să vă prea cunoască lumea, dar e bine să aveți întâi un profil foarte bine pus la punct și pe aceea o să și insist și abia după aia să vă faceți pagina după ce aveți o rețea destul de sănătoasă. Peste părțile generale o să trec. Vreau doar să menționez că la nivel de luna ianuarie peste 810 milioane de utilizatori, iar în România la nivel de septembrie anul trecut am găsit date mai recente, peste 3,8 milioane de utilizatori. Câteva lucruri pentru care e bun LinkedIn-ul față de alte platforme. În principal, faptul că poți să-ți folosești profilul ca un CV, pentru că informația e structurată astfel
și pentru că poți să găsești și să aplici pentru un loc de muncă. Adică sunt deja foarte multe persoane care caută locuri de muncă pe LinkedIn și care angajează folosind LinkedIn. De asemenea, e o platformă pe unde sunt șanse mult mai mari să te poți conecta cu profesioniști în domeniul vostru de activitate, chiar profesioniști pe care nu-i cunoașteți. De ce? Pentru că LinkedIn, fiind o rețea socială profesională, oamenii vor fi mai puțin deranjați dacă se conectează cu persoane pe care nu le cunosc. Deci, de exemplu, pe rețelele personale, pe Facebook, pe Instagram, sunt mulți care nu dau accept dacă le cerem conectarea, dacă nu ne cunosc. Dar pe LinkedIn sunt că șansele să o facă. Câteva caracteristici principale pe care vreau să insist, pe lângă cele standard de existența unei zone de home cu toate noutățile, profil, rețea și așa mai departe. Am zona de jobs în care pot să văd locuri de muncă recomandate în funcție de informațiile profilului. Bun, pe voi nu vă interesează asta în clipa asta pentru că sunteți proprii voștri angajați. Am o zonă de work în care pe lângă postări de joburi am zona de learning, care e LinkedIn Learning, fosta platformă Linda, care a fost cumpărată de LinkedIn acum câțiva ani, 2 sau 3, nu mai știu. Am o zonă de insights unde pot să văd informații de raportări și analytics despre paginile pe care le gestionez. Am o zonă de advertising în care pot să fac reclame. Am o parte de sales solutions, unde iar sunt diverse informații și lucruri pe care pot să le fac ca să îmi cresc vânzările, dar din nou aici discutăm deja în momentul în care am un profil foarte bun și am foarte mulți urmăritori. Și am LinkedIn Salary, care iară e foarte interesant, nu e disponibil încă în România. Ce face? Îmi zice care sunt salariile medii pentru un anumit tip de post. Ceea ce e bine de știut, dar se bazează din nou pe faptul că eu zic către LinkedIn care e salariul meu. Bineînțeles, informația nu e făcută publică, dar tot există într-o bază de date LinkedIn. Și atunci, pe baza acestor salarii, se face o medie pentru o anumită, anumită ofertă de angajare. Vă voi prezenta câteva sugestii pentru cum să îmbunătățiți profilul și am folosit ca exemplu profilul meu. Nu e cel mai bun profil, bineînțeles. Eu am încercat să respect cât mai mult din ce am văzut că fac alții care se pricep. Am văzut și niște cursuri, niște prezentări despre cum ar trebui să fie făcut un profil de LinkedIn bun. La fel ca pe alte platforme, e recomandat și aici să puneți o poză de fundal pe lângă poza de profil, poză panoramică. De regulă, te spune fie citate, fie o poză care să aibă legătură cu domeniul vostru de activitate, uite, cu startup-ul pe care îl faceți, ar fi chiar ideal. Sau o poză cu zona în care lucrați, Timișoara, să zicem. Poza de profil ar fi ideal să fie una profesionistă de tip headshot. Și de asemenea e important să aveți un custom URL care să aibă legătură cu numele vostru, adică să fie o variațiune de prenume, nume, nume, prenume sau, mă rog, folosiți dacă aveți mai multe prenume inițiale. Aveți aici câteva exemple. Custom URL-ul este de fapt ce scrie după LinkedIn.com. Deci aveți LinkedIn.com, un slash și acest custom URL. Ideea e că LinkedIn-ul când îți faci cont, profil, îți generează automat, nu știu, Vlad și o serie de cifre, să zicem. Deci nu generează un URL frumos. Aici aveam și un video despre imaginea de profil, nu o să-l pun acum, e scurt și o să vă rog pe voi să vă uitați după. Ideea de bază a acestui video este că trebuie să aveți grijă cum vă puneți poza de profil, astfel încât să fie specifică pentru LinkedIn, deci nu poze de grup sau poze de, nu știu, în care ne prostim sau cu animale sau mai știu eu ce, pentru că nu e specific pentru LinkedIn. Titlul sau headline-ul ar trebui să arate care e cariera voastră. Deci titlul este
ce există sub nume, ce vedeți acolo la mine, Using Digital Education and Innovation to Build a Better Tomorrow, E-Learning Expert, Storyteller, Innovation Explorer. Se practică destul de mult partea asta să separă, mă rog, fie cu o bară verticală, fie cu două linii orizontale sau mai știu eu ce, să separi cumva mai multe idei și să găsești ce să scrii ca să se înțeleagă ce faci acum și să se înțeleagă care sunt punctele cheie cu care vrei să te vinzi și, bineînțeles, să încercați să fiți cât mai specifici, dând cuiva care vede profilul, să dându-i un motiv să se uite peste acest profil. E bine să fiți puțin altfel. Deci, vedeți, eu am folosit un altceva decât să scriu pur și simplu cadru didactic la UPT sau inginer sau, nu știu, ce să director, responsabil proiect, chestiuni din astea mai plictisitoare. Încercați să fiți puțin creativ, mai ales că sunteți antreprenori. Evident că cu cât sunt mai multe conexiuni, cu atât păresc mai activ și de încredere. Pe LinkedIn, în momentul în care ai mai mult de 500 de conexiuni, îți arată 500 plus și, mă rog, dacă dau click pe acel 500 plus, o să-mi arate exact câte conexiuni am. E important și rezumatul sau summary. E practic ce scrie acolo la about. Aici ar trebui să fie maxim 3 linii, cu cât mai scurt, cu atât mai bine. De ce? Pentru că dacă e mai lung de 3 linii, LinkedIn-ul îl taie automat și adică îmi bagă un buton de show more și scad șansele ca cineva să dea click pe încă un buton să citească mai multe despre voi. Pe telefonul mobil cred că și 3 linii e prea mult. Deci încercați să vă dați seama ce să scrieți despre voi astfel încât să fie cât mai scurt. În momentul în care câteva lucruri în zona de setări, puteți să vă selectați cine să vă vadă conexiunile și în momentul în care aveți deja un profil pe care, nu știu, poate nu-l mai folosiți de mult și trebuie să faceți actualizări, înainte să faceți actualizările, aveți acolo o opțiune Share Job Changes, Education Changes and Work Anniversaries pe care vă rog să o debifați și o reactivați după ce ați terminat actualizările, că altfel o să bombardați cu notificări, că dacă vă actualizați acum profilul cu foarte multe lucruri, pe tot și din rețea și nu e profesionist. Câteva lucruri despre experiența profesională. Ar trebui să... Bun, acum, ideea care este? Voi vreți să vă promovați pe LinkedIn ca antreprenor și cu firma, cu startup-ul vostru. Dar ca să vă construiți o rețea, nu e destul să puneți doar firma aceasta, că pare că veniți așa de nicăieri, ar trebui să puneți și ce altă experiență ați mai avut. Și atunci puneți numele companiilor, încercați să găsiți profilul companiei din România sau al unei divizii sau căutați cea mai mare pagina companiei, așa cum vedeți în acest exemplu. Datele, încercați să puneți doar luni și ani, fără să puneți date exacte. Titlul poziției ar trebui să fie, mă rog, aceleași indicații din titlul profilului să fie respectate și e important să creați o legătură între joburi. Rezumatul poziției e de fapt descrierea poziției pe care ați ocupat-o în compania respectivă și ar trebui să fie cât mai concisă, fără să folosiți cuvinte pompoase, fără să prezentați aspirații, păreri personale și fără ca textul să pară a campanie de vânzări. Și e important acest lucru pentru că încă sunt persoane care scanează profilul vostru și în funcție de ce citesc la început, vor continua să se uite mai departe. Recomandarea este să încercați să folosiți paragrafe scurte de 2-3 linii maxim. Aveți aici un exemplu din nou. Treceți la subiect cât mai repede ca să se înțeleagă în termen general ce faceți voi și compania. Bineînțeles, aici vă puneți, primul lucru, vă veți spune compania voastră, adică vă veți face o pagină pentru compania și veți include aceste informații. Ar trebui să puneți un rezumat al companiei, ce face aceasta, în una, două linii. Bineînțeles, dacă discutăm de companii multinaționale pe care le puneți la experiența anterioară, nu mai e necesar, nu trebuie să explic ce face Microsoft sau ce face Apple. Dar dacă e vorba de startup-ul vostru pe care nu știe nimeni sau aproape nimeni, e bine să scrieți în una, două linii, un rezumat. Care sunt realizările companiei? Aici fiți scurți. O listă a specializărilor voastre în cadrul companiei,
din nou un call to action, fie un link, fie o adresă de mail, fie un număr de telefon. Nu recomand să vă puneți telefonul personal pe niciunde. Deci sau vă faceți un mobil de firmă, asta ar fi cel mai bine, sau un număr fix, nu prea mai folosește nimeni. Deci ideal să vă faceți un număr de telefon de firmă. Cuvintele cheie sunt foarte importante și ele ar trebui să se regăsească prin tot profilul. Adică puneți câteva cuvinte cheie, vedeți aici puse ca specialități, pentru că în funcție de aceste cuvinte cheie, algoritmii de căutare, de search engine optimization de pe LinkedIn vă ajuta să fiți găsiți atunci când cineva caută persoane cu anumită specializare. Repet, scopul este să creați o rețea cât mai mare. Aveți aici și două atașamente vizuale, le vedeți în partea de jos. Sunt Rich Media Attachment, se cheamă, anexe vizuale. Mi-ajută profilul să arate puțin mai bine, mai dă o pată de culoare. Aici se pun de obicei niște link-uri valide, pot să pun logo-ul companiei, un link către site, un link către un articol de blog, ceva care are legătură cu compania. Nu știu, un articol de dacă a apărut în presă pe undeva. Și pot să-i dau și o descriere în care să copiez acele cuvinte cheie, acele specialități de care vă spuneam. E așa, e cam la limită între white hat și black hat, dacă știți terminologia din search engine optimization. Partea de educație, aici dacă mai ales cei cu diplome tehnice, pentru cei cu diplome tehnice e o secțiune importantă, trebuie să se înțeleagă foarte repede, în 10 secunde, cât de credibilă e instituția în care ați studiat și ce anume ați studiat. Și atunci, aici din nou, o scurtă descriere a instituției. Ideea e să prezentați simplu ce ați studiat, nu să puneți un șir încărnat de cursuri, ci mai degrabă prezentați domeniile pe care le stăpâniți și, din nou, un call to action, un link la pagina programului urmat. Certificări și voluntariat, se adaugă toate cursurile finalizate care nu sunt parte din programe de studii oficiale și care au legătură cu cariera voastră, bineînțeles, de antreprenor, inclusiv cursuri online, inclusiv voluntariatul se adaugă aici. O parte destul de importantă e zona de recomandări și abilități, care e o zonă nu foarte gândită de foarte multe persoane. Deci e importantă. La recomandări pot să rog persoane din care sunt conectat pe LinkedIn când apăs acel buton Ask for a Recommendation, îmi generează un mesaj pe care îl pot trimite unei conexiuni și în care solicit să-mi facă un fel de recomandare scrisă pe care după aia pot să o public, așa cum vedeți în exemplul acesta. Zona de abilități foarte importantă pentru că practic aici pun către conectarea mea din LinkedIn care sunt acele abilități și acele skill-uri pe care le am de mă pricep foarte bine și cei din rețeaua mea au posibilitatea să aprobe, să endorse aceste abilități și mă rog, în funcție de cu cât crește numărul, practic cu atâta cineva care îmi vede profilul poate să aibă garanția că într-adevăr mă pricep la ceva. Vedeți aici, eu mi-am pus, deci pot să-mi pun 3 abilități principale și în momentul în care am peste 99 de endorsuiri, mi-apare 99 plus. În teorie, cineva care nu mă cunoaște, intră pe profilul meu și vede că mai mult de 100 de oameni au zis că mă pricep la leadership, la training și la implementare de e-learning, se vor gândi că într-adevăr mă pricep cât de cât la aceste lucruri dacă așa multe persoane au zis că într-adevăr așa e. E o secțiune foarte puternică aceasta pentru că arată care sunt punctele voastre forte, cum creez o listă de specialități cât mai bună, în principal șterg tot ce nu e relevant pentru carieră, ce nu are legătură cu direcția de viitor și nu e o abilitate principală, nu vă puneți aici Excel și Word, de exemplu. Ideea e să alegem cuvinte specifice, nu lucruri generale, deci nu puneți că sunteți bun la management sau la programare, ci puneți lucruri că unde sunteți, nu știu, sunteți bun la managementul schimbării sau managementul riscului sau la programare într-un anumit fel. De asemenea, e bine să vă concentrați doar pe câteva abilități, 10-15 recomandarea, poți să pui, mi se pare că până la 40,
și să vă asigurați că se potrivesc și cu specialitățile alea pe care le-ați menționat în profil. Și acestea, mă rog, se pot aranja cu un drag and drop. Practic, după cum ziceam, ar alegeți trei care sunt cele principale care să vă apară în partea de în pagina principală. Puteți de asemenea să vă treceți realizările, publicații, limbi străine, premii primite, organizații din care faceți parte, proiecte în care ați fost implicați. Există de asemenea și o zonă de grupuri, nu insist pe ea. Bun, și acum ajung la partea de postări. Ce postez pe LinkedIn? Că nu postez aceleași lucruri ca pe Facebook sau ca pe Instagram. Și vă dau câteva exemplu. Pe LinkedIn nu trebuie să postez la fel de des ca pe Facebook, dar tot ar trebui săptămânal să o fac. Aceste postări cumva se aplică și pentru profil, dar și pentru pagină. Conferințe, webinarii la care ați participat și să prezentați ce ați învățat, știri din industrie, adăugați voi ce ați reținut, care sunt părerile voastre, știri despre companie, puteți adăuga și un preview de o propoziție din respectiva știre, sfaturi despre artă și design și să adăugați cum pot acele sfaturi să ajute cititorul, sfaturi despre LinkedIn și adăugați și textul Please click to share. Și mă rog, realizările voastre și încercați să fiți mai preciși. Nu, e imaginea asta e puțin peste suprapusă peste text. Cer scuze, să o corectez. De asemenea, pe LinkedIn se folosesc și pe LinkedIn multe mesaje motivaționale și puteți să, dacă sunteți chiar în pană de idei cu ce postări să faceți, puteți să vă creați singuri astfel de mesaje. De exemplu, puteți să faceți cu aplicația Canva acest lucru. LinkedIn vă permite să aveți, să scrieți articole în format blog pe LinkedIn Pulse, care după aia pot fi vizualizate. Bun, și după cum vă ziceam, trebuie să vă asigurați că superputerea aia voastră de antreprenor, pentru care vă fac pe voi să fiți un antreprenor de succes cu acest startup la început de drum, este evidențiată pe LinkedIn prin ceea ce scrieți. Acum, LinkedIn for Business. Nu vreau, o să vă rog să vă uitați voi peste această prezentare de ce să folosiți LinkedIn for Business. Sunt chestii, veți vedea, de bun simț, să nu inventăm nimica. Și veți vedea și câteva avantaje ale LinkedIn for Business, dar de asemenea veți vedea și o serie de dezavantaje. Vreau să vă arăt și live. Ce vreau să menționez aici, contul premium de pe LinkedIn e destul de ridicat, deci poate nu se justifică neapărat să vă plătiți un cont premium, dar aș vrea să vă arăt live efectiv cum se face pagina, măcar așa pe scurt. Deci, în momentul în care sunteți în profilul vostru, în contul de LinkedIn, aveți aici în secțiunea de work, create a company page. Și pot să aleg dacă fac o pagină de companie, o pagină de tip showcase, care practic e de fapt o subpagină la o pagină existentă sau o instituție educațională. O să merg pe varianta company. Nu știu, hai să vedem un exemplu, un nume de companie. Vrea cineva să-mi dea un exemplu? Bine. O să zic companie, el îmi generează un URL și vedeți URL-ul cu companie linkedin.com, deci companie există deja. O să zic companie 2022 și văd că asta e ok, asta nu există. Trebuie să-i pun un link spre site. Acum presupun că nu există acest site. Ideea e că vă puneți link-ul la site-ul vostru. Trebuie să aleg în ce industrie e compania mea. Hai să văd dacă scriu 3D printing. Mă duc pe varianta pe care a spus-o folosit, exemplu folosit și de Vali. Mărimea trebuie să fie o industrie existentă, deci nu pot să pun 3D printing. Hai că punem event services, cu exemplu folosit de colegul vostru înainte. Deci ideea e că în momentul în care eu încep să scriu, el îmi dă o listă de industrie și trebuie să văd unde se potrivește a mea.
Mărimea companiei, 0,1 angajați, 2,10, hai să mergem pe 0,1 acum. Deci cred că putem merge pe 2,10, că majoritatea a zis că adică toți trebuie să angajați 2 sau 3 persoane, parcă. Tipul de companie, companie publică, self-employed, government agency, non-profit, sole proprietorship, partnership, hai să punem un singur proprietar, mergem pe varianta asta. Bun, adaug un logo și aici văd că îmi zice 300x300 de pixel să fie recomandat. Pun un tagline, din nou, aici e o scurtă descriere care ar trebui să fie foarte interesant. Deci ce am zis, că e organizare de evenimente. Orice eveniment pentru oricine, oricând. Nu știu, n-am. Voi trebuie să știți, să vă dați seama ce ar trebui să scrieți ca să fie cât mai interesant. Și mă rog, bifez că eu sunt persoana autorizată să fac această pagină și după aia creez pagina pe care eu o să mă șterg după aia. Bun, și ajung într-o zonă de super admin view în care văd că mai îmi cere câteva informații ca să fie contul complet, descriere, logo, să adaug, n-am adăugat, locație. În România, mă rog, ar trebui să-mi pun adresa, să-i dau un nume. Bine, hai că punem adresa Politehnicii. Ok, Timișoara. Da, iară safe. Bun, și vedeți că aveți aici în partea stângă mai multe informații pe care să le adăugați despre compania voastră. Și o să vă rog să vă completați cât mai multe din aceste informații și după aia să începeți să faceți postări. În momentul în care faceți o postare, pur și simplu, ca pe orice platformă, vă scrieți text, vă adăugați imagini și scrieți ce vreți să postați. Puteți să adăugați imagini, video, puteți să faceți un poll, puteți să scrieți un articol. Dar ce e important este să vă completați informațiile despre companie. În zona de analytics puteți vedea datele statistice și trebuie să începeți să invitați conexiunile voastre să urmărească pagina. Acum, momentan nu mă lasă pentru că trebuie să am și mai mult conținut și informații pe pagină și cred că trebuie să treacă puțin timp să-mi valideze LinkedIn-ul existența acestei pagini. De aceea este important ce v-am zis la început să aveți profilul în primul rând cât mai bine făcut, pentru că aveți nevoie de conexiuni și conexiunile acelea trebuie să aibă încredere în abilitățile pe care voi le-ați pus pe LinkedIn ca să poată după aia să urmărească și pagina de LinkedIn pe care voi o creați. Asta ar fi așa o variantă pe scurt. Cumva am un feeling că majoritatea dintre voi vor alege să facă pagina de Facebook, dar am vrut măcar, poate și dacă nu vă faceți pagina de LinkedIn, măcar profilul poate vi-l puneți la punct, pentru că să știți că e important. Vă zic asta și din propria experiență. Sunt și eu antreprenor. Am fost acum, mă rog, încă sunt, dar nu mai atât de activ. Dar în momentul în care eram un principal antreprenor cu o companie mică, m-a ajutat foarte mult să am un profil bun pe LinkedIn, pentru că mi-am făcut foarte multe conexiuni pentru a găsi potențial clienți. Da? Mai ales dacă, mă rog, pentru cei care au startup-uri care au legate de oferirea de servicii, pentru a face parteneriate cu firme, de unde pot să vând către, mă rog, angajații firmelor, a folosit foarte mult LinkedIn. Eram conectat cu foarte multe persoane din management, din HR, persoane factor de decizie și m-a ajutat să stabilesc întâlniri, să, mă rog, particip la evenimente, să am invitați la evenimentele mele din aceste companii. Deci e important.
Bun, mai ar fi multe de spus, dar am depășit deja cu vreo 15 minute timpul alocat. Dacă aveți întrebări. Știu că e multă informație pe care am încercat să vă transmitem. Văd că nu sunt întrebări.